astea le-am de pe Sticker Mag, nu sponsorizat altceva. A comandat un prieten bun și apoi i-am zis să-mi ia și mie câteva. Parcă am link în descriere la site. Ca și
Ia du-te înapoi pe drum săptămâna de venit. Stânga sau în jos? Stânga sau.
Las că vă bag poze cu... Când am urcat cu 4x4 acolo. Stătea un pic așa airtime. Deja s-a adunat și aba pe zona aici. Scoate-le afară, mă. Dar e multă. De unde? Aici. A, dar e oricum tare scutul. Au, da. Da, a fi demonstrații de frână de motor la CF. Ionati, zi. Aici.
Hop, stai, n-ar vreau să mergi mai în față. Acum în sfârșit, modificarea mult așteptată. LED-uri H4 pentru halogen, cu lupa în față frumos. Așa cum le-a trebuit să desfacem aici clipsuri. Ideea e că trebuie să trageți mijlocul la clipsuri. După aia ies afară. Trebuie să dăm jos cu tot asta. Nu mere până la urmă. Nu mă, nu mere. Dar de ce pui mea în urmă? A, se pare că am desfăcut deja, văd că nu merg becuri, dar nu merge niciunul. Bine că am încercat să n-ai spun tot la loc, le-am pus astea originale la loc. Punem capacul ăsta waterproof. Și faza e că o să încercăm să vedem la mașină, la duster de serviciu, să vedem dacă o să meargă. Poate de-aia că e devs de mașină, nu merg. Că astea sunt HB4 de 35W și alea H4 sau cum... Nu, HS1 sunt astea de motocicletă și alea de mașină H4 de 80W și mă tem să pun halogen din alea, că topește farul.